Cu toți avem latura noastră frumoasă, iar atunci când mai ai și flori frumoase în jur, cred că este o binecuvântare ca să poți să ai un asemenea job în fiecare zi, să te joci cu florile. Dar să știți că nu e atât de simplu să faci niște buchete speciale, pentru că nu toate florile se pupă între ele și este o muncă minuțioasă atunci când vine vorba de cum să realizezi un buchet. Noi am fost la un masterclass și vă prezentăm cât de greu, de fapt, este să realizezi un buchet cât mai interesant. Majoritatea dintre noi își imaginează că un buchet de flori se face ușor și rapid. Dacă e așa sau nu, ne poate confirma Maria Savchenko, cea care nu doar le dă o nouă viață, dar și te poate învăța să le combini armonios. На первый взгляд может показаться, что это легко, но это не так. Нужно знать определенные техники сборки букета. La crearea unui buchet contează felul cum îți poziționezi mâna, să știi cum să legi și cum să combini florile între ele. Dar cu puțin efort și ceva dorință, imposibil devine posibil. Buchet можно учиться собирать от одного месяца и даже больше до года. Все зависит от того, какая цель у человека. Если очень сильно захотеть, то можно научиться собирать хороший букет буквально за неделю. Но самое главное – это усердно тренироваться, постоянно разбирать и собирать заново. Maria a creat astăzi un buchet după așa numita tehnică spirală. Asta însemnând că toate plantele sunt plasate în aceeași direcție. Aici avem lalele, orhidee, două tipuri de trandafiri, eucalipt și, desigur, verdeața decorativă. De fapt, nu există reguli stricte în acest domeniu. Totuși, Maria are o recomandare la acest capitol. Единственное, что я бы рекомендовала, это сочетать между собой различные цветовые гаммы, фактуры, соблюдать разный уровень. Și 10 minute, buchetul era gata pentru a fi admirat și pus cu grijă în glastră. Dar dacă doriți ca acesta să trăiască la voi cât mai mult timp, este binevenit să urmați și aceste sfaturi. Vaza должна быть чистая и, конечно, каждый день желательно подрезать стебли, чтобы цветок пил воду каждый день свежую и новую. Не ставить на прямые солнечные лучи. На окно желательно не располагать букет на сквозняке. Dacă o să țineți cont de aceste mici secrete, atunci florile vor sta proaspete și frumoase timp de o lună în casa voastră.